Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tot un raport alarmant privind starea mediului în București. Potrivit acestui document, cel mai populat oraș al României a devenit, și citez, un oraș sufocat de mașini, fapt ce duce la poluare, zgomot, risc de accidente, salubrizare defectuoasă, degradarea spațiilor verzi, a trotuarelor și a spațiilor de circulație personală. Raportul acesta este realizat la solicitarea Fundației Comunitare București de profesorul universitar dr. Cristian Ioja, expert independent și cadru didactic la Facultatea de Geografie de la Universitatea din București. Documentul mai arată că din cauza poluării și a construcțiilor haotice, capitala a devenit victima fenomenului insulă de căldură, adică zone cu temperaturi semnificativ mai înalte decât cele normale sau decât zonele înconjurătoare. La acest fenomen se adaugă reducerea oportunităților turistice și economice, reducerea atractivității și a calității vieții pentru proprii cetățeni. L-am sunat pe activistul de mediu, Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu. Bună dimineața, domnule Berceanu! Bună dimineața, și eu consider că sunt specialist în politici publice de mediu, ca asta am de fapt. Specialistul în politici publice de mediu, Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu. Bine ați revenit la Deșteptarea. Acum, raportul acesta descrie un oraș muribund, din punctul de vedere al mediului cel puțin, cu efecte semnificative asupra zonei economice și a calității vieții. Ce credeți că este de făcut? În primul rând, raportul arată doar o mică parte din ceea ce se întâmplă în București și ne face viața mult mai grea. Pentru că datele sunt preluate de la INS, de la Institutul de Meteorologie, de la ANPM și sunt date care nici măcar nu sunt livrate către Uniunea Europeană, sunt date pe care statul le livrează ocazional către populație într-un model mult mai apropiat de Rusia decât de Europa. Drept pentru care pe aplicația calității lui, aplicația europeană, noi nu avem date. România este singura țară gri din Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, sunt în greutăți majore în a trăi în București, de exemplu, pe timpul verii, când apartamentele, eu stau în Crâncaș, de exemplu, apartamentele din blocurile neizolate ajung noaptea să mențină o temperatură de 30 plus grade, deci nu ne putem odihni. În contextul ăsta, oboseala cronică, oboseala devine cronică, se acumulează peste zi, când avem iarăși temperaturi mai mari decât cele furnizate de stațiile de măsurare. Pentru că, de exemplu, luăm temperatura la stația Filaret, dar noi lucrăm în zone unde temperatura e conservată de clădiri și semnificativ mai înaltă. Bun. Da, spuneți că suntem într-o zonă gri, că este singura țară din Uniunea Europeană care are astfel de politici deficitare, care nici măcar nu încearcă. De ce anume? Care nu are, adică, politici, de fapt. Dezinteresul ăsta. Nu are politici. Ok, dar de ce dezinteresul ăsta aici, la noi, ce se întâmplă? Pentru că sunt câteva răspunsuri simple. În pozițiile de decizie, acolo unde oamenii din instituțiile statului trebuie să facă politici și strategii pentru oameni, întotdeauna sunt puși niște măgăruși politici. E puțin spus măgăruși, e un termen așa, de mângâiere mai mult. Niște oameni care n-au nicio treabă cu binele societății, cu binele comunitar, ci doar apără niște interese private. Asta am descoperit în instituțiile publice, adevărate scheme de ale crime organizate, care reușesc să-și pună oameni. Or, oamenii e incapabil să vină cu strategii și să le urmărească ulterior, cu presiune mare și pe oamenii care muncesc în acele instituții și care sunt majoritari. Și astfel nu avem niciun fel de randament în combaterea poluării, în combaterea mortalității, care e aproape mai mare decât cea pandemică generată de poluare. Nu avem niciun fel de randament în a îmbunătăți viața și nu avem cum să creștem viața sau durata, speranța de viață în București. Murim cu 4 ani mai devreme decât restul țării. Da, domnule Octavian Berceanu, acum să recunoaștem că nici presiunea publică nu e prea mare. Sunt câteva organizații de mediu, evident, care sunt preocupate, sunt câțiva oameni care scriu despre asta constant, dar, în general, populația nu pare atât de interesată de problemele de mediu în țara asta și în București. E, ai
aici vin un pic să vă contrazic, pentru că dacă vorbeam, am fi vorbit despre poluare acum 4 ani de zile, lumea ar fi crezut că suntem nebuni. Nu exista acest subiect mediatic. În ultimii 4 ani s-a dezvoltat, a crescut acest subiect. În ultimii 4 ani copiii vorbesc despre poluare. Eu nu am auzit până acum 2 ani vorbindu-se în școli prea mult despre poluare sau despre calitatea vieții în București. Lucrurile s-au schimbat cu o viteză fantastică. Există o diferență între generații majoră și eu pariez toți banii pe generațiile care vin și care aduc un chestiu nou și nu numai curiozitate, ci dorința de a schimba lucrurile și în politică, și în administrație, și în percepția generală și la nivel de organizații non-guvernamentale. Bun, să sperăm că așa va fi. Mai avem un minut, mai am o întrebare. La toate problemele astea se adaugă cele privind deșeurile. Ați declarat recent și citez că în 2 ani intrăm în colaps cu depozitarea deșeurilor. Ce înseamnă asta mai exact? De ce acest termen, 2 ani? Pentru că va fi ajunsă la maxim capacitatea de depozitare în proximitatea Bucureștiului. Avem doar o singură groapă de gunoi în depozit conform care funcționează și acolo există niște prevederi legale care nu sunt îndeplinite și niciuna din administrațiile Bucureștiului sau Ministerul Mediului nu a făcut nimic, sau Guvernul României nu a făcut nimic ca securitatea populației din punct de vedere al generării și depozitării deșeurilor să întâlnească niște condiții, nu știu, medii în Europa, nu minime, medii. Deci nu avem un loc de depozitare deocamdată. Și ce se va întâmpla? Păi intrăm în colaps, că toată această presiune este mutată acum către sectoare, prin OUG 38/2022, iar sectoarele trebuie să-și găsească ele, la gri, în zona de gri, unde să depoziteze. Am avut o întâlnire cât am fost, mai multe întâlniri, dar la una din întâlnire cât am fost șef al Gărzii de Mediu, împreună cu sectoarele și domnul ministru, când s-a discutat această problemă, m-au invitat să ies afară din sală. Eu sunt șeful Gărzii de Mediu, ca să poată discuta liber despre depozitarea la gri a deșeurilor. Bun, mulțumesc foarte mult, o să revenim cu siguranță asupra acestui subiect. A fost în direct în Deșteptarea, specialistul în politici publice de mediu, Octavian Bercean. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.